Da, vă spun bună dimineața și bun găsit la a doua ediție a Târgului General, organizat în colaborare între Primăria Roman și Camera de Comerț și Industrie. Mulțumesc cu această ocazie domnului primar și Consiliul Local Roman pentru generozitatea cu care a acordat acest spațiu central și mai ales pentru implicarea în organizarea acestui târg, care, din punctul nostru de vedere, va fi o reușită atât pentru comercianți, cât și pentru cetățenii din municipiul Roman. Credem că Romanul are nevoie de astfel de evenimente, pentru că este o comunitate într-o dezvoltare evidentă. Mediul de afaceri din Roman este unul dinamic și din acest punct de vedere credem că are nevoie de evenimente care să-l poziționeze în peisajul economic al județului Neamț și nu numai al județului Neamț, în peisajul economic al țării. Faptul că domnul primar acordă o atenție deosebită mediului de afaceri este un lucru benefic pentru noi și din acest punct de vedere încercăm să aducem spre Roman cât mai multe activități. Acest târg se va dezvolta și va fi destinat producătorilor nemțeni ca temă pentru târgul de toamnă și în septembrie vom aduce o secțiune a târgului de carte pe care la propunerea domnului primar o vom face în Parcul Central. Pe lângă activitatea economică, trebuie să avem în atenția noastră și dezvoltarea părții sociale, părții culturale și un târg de carte este mai mult decât necesar pentru fiecare dintre noi. Cred cu tărie că acest tip de colaborare, aceste parteneriate între administrație și mediul de afaceri sunt absolut necesare și sunt cheia dezvoltării pentru orice comunitate. Din acest punct de vedere, parteneriatul între Camera de Comerț Neamț și Primăria Roman este un parteneriat care a început să funcționeze în interesul celor două entități și credem că în viitor vom avea succesul pe care fiecare dintre noi ne-l dorim. Domnule primar, aveți și cuvântul și dumneavoastră pentru a ne spune și dumneavoastră părerea dumneavoastră despre acest gen de parteneriat și dacă legătura cu Camera de Comerț și Mediul de Afaceri din Neamț este cea pe care vă doriți. Bună ziua, vă spun și eu, bine ați venit. Ne bucurăm să găzduim cea de-a doua ediție a târgului ExpoFashion la Roman, așa cum spunea și domnul președinte. E clar că există o deschidere din partea primăriei municipiului Roman pentru mediul de afaceri. Chiar din discuțiile pe care le-am avut, am solicitat ca producătorii din Roman să aibă prioritate și chiar anumite avantaje pentru a fi prezenți la acest târg. Ne bucură de asemenea faptul că cetățenii municipiului Roman au posibilitatea să vizioneze și să-și achiziționeze la prețuri avantajoase, prețuri de producători, produsele, îmbrăcămintele și încălțămintele pe care le consideră necesare. Știu de la prima ediție că a fost un succes, a fost foarte bine primit atât de către romașcan, dar a fost benefic și pentru mediul de afaceri. Mediul de afaceri care va primi întotdeauna din partea primăriei municipiului Roman tot sprijinul de care are nevoie pentru a se dezvolta, pentru că o comunitate se dezvoltă doar prin prisma unui mediu de afaceri sănătos și un mediu de afaceri care să fie cât mai productiv. Tocmai această productivitate a mediului de afaceri generează și venituri pentru primăria municipiului Roman, de aceea noi avem o maximă deschidere pentru mediul de afaceri. În rest, nu pot decât să urez mult succes organizatorilor, comercianților să aibă parte de vânzări bune și, bineînțeles, romașcanilor să aibă posibilitatea și capacitatea financiară de a-și achiziționa produsele pe care le consideră necesare și mai departe, așa cum spunea și domnul președinte, gândim și alte târguri care să vină în interesul și în sprijinul romașcanilor. Vă mulțumesc!
Mulțumim domnului primar, mulțumim pentru tot sprijinul. Târgul ExpoFashion de la Roman se consideră deschis. Vă invităm și la Piatra Neamț, la Curtea Domnească, pentru că avem și acolo târgul auto. Ne străduim să fim o prezență vie în viața acestui județ și oferim evenimente pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri. Sănătate și succes tuturor! Numai bine!